Salut, camarazi, sărbători fericite! Vreau să vă povestesc așa în câteva minute un fragment din istoria României mai recentă și în special ziua de 22 decembrie 1989, când Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost împinși în elicopter cu forța sau nu, nici nu mai contează. Soarta lor era deja hotărâtă. Cu Ana Elena, în ultimele minute, avea grijă, adică de fapt știa că s-ar putea să meargă la moarte sau bănuiau, dar ea avea grijă la cecurile de la copii. Copiii fiind Valentin Ceaușescu cel mare, Nicu Ceaușescu ăla mai micu și între ei Zoe Ceaușescu. Cecurile copiilor, într-o epocă în care românii munceau pe 1800-2200 de lei pe lună, cecurile lor arătau așa. Nicu Ceaușescu avea 1.240.000 de lei pe cec. Deci vă repet cifra. La un salariu de 1.800-2.200 de lei pe lună, Nicu Ceaușescu avea peste 1.240.000 de lei pe cecul lui, la bancă, la cec. Valentin Ceaușescu avea și el tot 1.240.000 de lei, iar Zoe Ceaușescu avea 1.440.000 de lei. Vă dați seama, ar fi salariile astăzi, sunt, să zicem, de 500 de euro. Și ei aveau așa cam echivalentul, să zicem, 1.000.000 de euro pe bancă, pe cec, știi, pe carnetele lor de cec. Vă dați seama cum au trăit ăștia? Bineînțeles că Ceaușescu nu era așa de prost să nu-și dea seama că el era o bilă de biliard aruncată între americani și chinezi. El a fost primul care a făcut deschiderea spre apus cu președintele Franței Charles de Gaulle, care a venit la București. Mi se pare și Nixon a fost la București și Gerard Ford, parcă. Deci el făcea un pic de echilibristică între blocul sovietic și capitalist, să zic așa. Bineînțeles că îi se permitea, zic eu, până la un anumit punct, pentru că rușilor nu le-ar conveni ca România să fi trecut de partea cealaltă, știți? Și așa, Iugoslavia, Serbia, care nu avea graniță cu blocul comunist, adică nu avea graniță cu Uniunea Sovietică, își făcuse de cap, să pierduse mareșalul Iosif Broz Tito, și a luat niște miliarde bune de la americani, le dădea drumul la muncitori, la populație să ducă să muncească în Italia, în Franța, în Germania, aduceau ăia mărci, franci francezi, franci elvețieni, peseta, lire italiene, deci mărci germane, erau binevenite pe vremea aia câteva zeci de miliarde anual care veneau în valută forte în Iugoslavia, deci, care bătea dinarul cu mult, înțelegeți? Ceaușescu a făcut echilibristica asta până în decembrie 89. Știți și voi evenimentele, știți că a fost un puș militar, știți că au măcelărit totul și cu mineriadele și cu împușcații de la Revoluție. De fapt, a fost un puci al trădătorilor de neam și țară, care se vânduseră rușilor. Unii dintre ei erau vânduți și la alții, cum era generalul Atanasie Stănculescu,
care lucra și pentru serviciul secret maghiar și pentru serviciul secret britanic, știi? Și mai erau și alții ovrei din România, alogenii ăștia o trăgeau pe față cu văcarii și cu Mossad-ul, știți? Așa. Deci v-am zis, în ultimele clipe, înainte să urce în elicopter, Elena Ceaușescu avea grijă la cecurile la copii. Așa, bine, era și ea mamă. După ce a fost Nicu arestat, lăsat liber, după ce a murit, după ce Zoe Ceaușescu a dat și ea colțul, singurul lor copil care a rămas, Valentin Ceaușescu, a obținut în instanță returnarea aproape a tot ceea ce le-a fost confiscat de prin vile, de pe casele de protocol și ce aveau ei pe acolo, știți? Printre altele, adică lui și lui Opran, fostul bărbatul lui Zoe Ceaușescu, adică fostul bărbat, să zicem așa, lui Opran și lui, li s-a restituit aproape tot ce li s-a confiscat. Și valuta, bănuiesc că și banii aia de la cei care erau o valoare, Valentin Ceaușescu trăiește acum pe la Pipera, pe undeva, pe nord, pe acolo, într-o vilă, nu l-a deranjat nimeni cu nimica, ba mai mult, instanțele românești de judecată i-au dat înapoi zeci de tablouri de pictori celebri români, printre care Tonița, Pătrașcu, Grigorescu, Teodor Aman, tablouri care cred în momentul ăsta a crescut valoarea și la tablourile pictorilor români. Deci orice tablou de la face probabil între 350 și o jumătate de milion de euro. Nu înțeleg de ce s-a dat toată treaba asta unor paraziți, pentru că tatălui Ceaușescu era un muncitor sau un țăran amărât, ăla n-a avut în viața lui, n-a știut ce e un tablou de pictură, Ceaușescu n-a fost pictor, alea erau opere furate de prin muzee și după un patrimoniu țării noastre și al poporului român. A făcut și el ce a făcut și cei ultimii doi regi ai României. Carol al II-lea, când a fugit cu Ovreica Lupesca peste granița iugoslavă cu trenul, au tras legionarii după ei, dar nu i-au nimerit. Carol al II-lea a fugit cu vreo 400 de tablouri de mari maestri ai picturii universale, Botticelli, Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti, Bruegel, Van Eyck, Van Dyck, deci tablouri care în ziua de azi probabil că valorau cel puțin 800 sau 1 miliarde, 800 de milioane sau 1 miliard de euro, știți? Deci când a fugit regele Carol al II-lea cu Ovreica Elena Lupescu, Mihăiță, când a fugit și el cu măsa din țară, a luat până și covorul din Palatul Regal, știi, până le trebuia covorul, fără ăla nu puteau să trăiască. Cum știți și voi, a trădat țara Mihăiță, la ruși, l-a decorat Stalin și a arestat și propriul mareșal și l-a dat pe mâna dușmanilor, în primul rând la comuniști care l-au trimis la Moscova, după aia l-au împușcat la Jilava. Mihai, când a fugit din țară, probabil că îndemnat de măsa, că el era copil, avea 18-19 ani, a furat și el vreo 200 de tablouri, tot așa, ca și Tasu. Tasu furase vreo 400, el a furat vreo 200, de prin muzeele României și de pe, eu știu, Pinacotei și peste tot. Așa și Ceaușescu, în aceeași notă, chiar dacă el era, așa zis, președinte al poporului, vrăjeală pentru fraieri, a furat o groază de tablouri, cum și ziua de astăzi cei de la Ministerul de Externe și de pe la consulatele din România și din străinătate au furat, au rupt. În momentul ăsta se judecă un proces între Muzeul României și Ministerul de Externe pentru furtul la peste 240 de
opere de artă, tablouri, bibelouri, tot felul de astea, cum să zic așa, antichități. Plus că mai sunt câteva zeci de mii, cam cu valoarea între 50 de lei și 500 de mii de lei, deci 5.000 de lei până consulate și până ambasadele României. Cine pleacă, fură ceva cu el, știți? Fraierii de român plătesc totul, știți? Mie nu mi se pare normal treaba asta ca tu să restituri lui Valentin Ceaușescu. Practic l-am îmbogățit cu câteva milioane de euro, pentru că tablourile alea nu erau al lui Nicolae Ceaușescu, nu erau al lui Elena Ceaușescu, erau ale poporului român, erau de muzee, din pinacoteci, din colecții private, deci n-avea de ce să-i se dea tablourile astea. Deci v-am arătat cum au trăit ăștia în cavodă, în lobodă, pe spatele poporului și pe vremea moșierilor și burgheziei am fost sclavi și pe vremea comunismului am schimbat doar stăpânul. Am fost toți sclavi și acum suntem toți sclavilor că plătim birurile, adică taxe, știți? Așa. Cum e aceeași poveste care s-a petrecut în 1929, când celebrul nostru scriitor Panaitis Stratis s-a dus într-o vizită în Uniunea Sovietică și și-a dat seama, era doar 12 ani după celebra, ca să zic așa, revoluție de catifea din 1917, când comuniștii bolșevicii au luat puterea în Uniunea Sovietică. Ce s-a întâmplat acolo? Au schimbat un guvern alb al țarului pentru un guvern roșu al bolșevicilor și comuniștilor, deci țăranul rus, mujicul, și-a schimbat doar stăpânul. Nu mai era țarul, era țarul roșu. Lenin, după aia a fost Stalin, știți? Deci el tot sclav a rămas. Vrăjeala era pentru fraier, bineînțeles, așa și la noi. Am fost sclav și pe vremea moșierilor, am fost sclav și în comunism, am rămas sclav și acum. Deci v-am spus așa că ăștia care ne cer biruri ca să respirăm, ca să trăim și ne ia ultima cămașă de pe noi, sunt de fapt toți niște stăpâni de sclavi. Ar fi vremea să ne scuturăm lanțurile, să trăim liber, știți? Dacă nu, și copiii și nepoții noștri vor merge în patru labe și vor fi ori cu lanțuri, ori cu cip în creier, toți sclavi vor fi. Vă aștept la comentarii, rămânem precum catarii umăr la umăr. Pa, camarazi!